După 2 ani de pauză cauzată de pandemie, anul acesta la Drobeta Turnu Severin există șanse mari să se organizeze zilele municipiului. Astfel, autoritățile locale au creat un sondaj pe rețelele de socializare pentru a afla părerea severinenilor, dar și preferințele acestora. Timp de 2 ani, severinenii nu au mai avut parte de niciun eveniment muzical de amploare. De data aceasta, sunt șanse mari să fie organizate zilele municipiului. Primăria a lansat un sondaj pe Facebook pentru a afla preferințele cetățenilor, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Da, deocamdată facem un sondaj prin care vedem opinia cetățenilor în Drobeta, Turnu Severin și nu numai. Din acest punct de vedere pot să spun că în 2 zile deja sunt peste 500 de comentarii referitor la acest eveniment. Pe lângă faptul că unii pun efectiv propunerile lor pentru anumiți artiști, unii sunt pro activitatea respectivă, unii ar prefera să nu facem zile din Drobeta Turnu Severin. Vedem efectiv care este opinia finală, după care, în cazul în care normele ne vor permite să facem un eveniment atât de mare, vom face și o listă scurtă cu artiștii doriți din Drobeta Turnu Severin și aceia vor fi votați în continuare de către severineni. Bineînțeles, după ce se va vedea foarte clar care sunt favoriții, vor fi contactați pentru disponibilitatea dânșilor pentru a veni la acest eveniment. Deci mai sunt destui pași, dar sperăm ca în acest an să avem zilele Severinului să fie la nivelul dorit de cetățeni. Cetățenii au reacționat într-un număr mare la anunțul că zilele Severinului ar putea fi din nou organizate. Aceștia par dornici de distracție și susțin că și-ar dori să vadă pe scenă mai mulți interpreți mehedințeni. De asemenea, au fost menționate și mai multe nume cunoscute de artiști de muzică ușoară din România.